Doamna Georgeta Roșca, am pătruns așa în grădinița dumneavoastră, micuță, dar extrem de elegantă și de frumoasă, e plină de flori, le admirăm. Și am aflat și cu ce dați, sunt și partenerii noștri, Biohumusol, Bioprotect. Ați primit produsele de la ei? Da, am primit produsele de la ei și sunt foarte mulțumită, cel puțin în grădinița mea de flori. Da, pe ce ați dat? Am dat pe mușcate și în apa în care le ud, am pus doza necesară, m-am interesat, am văzut prospectele și pe frunze. Și pe frunze și își face efect extraordinar. Ce înseamnă extraordinar? Și... Că asta vreau să aflu. Ce ați sesizat imediat după ce ați stropit? Deja de la a doua utilizare am observat că florile sunt mult mai mari, culorile mai puternice, frunzele sunt mult mai verzi și lucesc și sunt mulțumite de produs. Da, acum vorbim de grădiniță, dar să știți că toate produsele astea merg extraordinar de bine în câmp și practic pe tot ce este verde. Aici un pic mă depășește subiectul, că nu sunt de specialitate, dar soțul și fiul meu le folosesc și în câmp și am auzit că dau rezultate foarte bune. Care a fost experiența cu aceste produse Biohumusol și Bioprotect? Le-am primit pentru experimentare. Din păcate au venit puțin ca întârziu pentru culturile din toamnă, pentru grâu și rapiță. N-am reușit la porumb pentru că n-am intervenit încă până în momentul de față, dar le-am folosit în grădinițele proprii, cele de pom și cele de flori de aici. Efectul este excepțional, este foarte rapid. Am avut un atac puternic de păduchi la prun, am folosit insectofungicidul cu efectul imediat. Sub celălalt aspect, plantele sunt de un verde mult mai intens, mai viguroase, frunzele mai gronfabile, mai mari. Mai sănătoase, într-un cuvânt, în ultima instanță mai sănătoase, da. V-a convins să dați și în cultură mare? Cu siguranță, da, o să-l și testez. Așteptăm și noi rezultatele, da, să știți. L-am primit de la firma respectivă și vreau să-l folosesc la floarea soarelui și la porumb. Așteptăm rezultatele și noi.